Auziți? Se aude, nu se aude. Probă 1, 2, 3. Probă 1, 2, 3. Ok. Se aude bine. Da. Sal, bro, sal, drac. Bine, te-am mai găsit. Ce faci? Cum mai ești? Ok, aici, cristalele. Bună, neața! Bă, neața, credem. Ai văzut? M-am întors pe stream. Ți-am scris pe Pinky, dar nu erai tu. Nu mai știu ce să fac pe Metin. Păi, cum nu mai știi ce să faci pe Metin? Ai făcut 120. Ok, dacă n-ai ce face, dă-i pe strigă, mersi. Te-ai plictisit. Bă, sincer, puțin m-am plictisit și eu, dar... Dai mie banii aia, te duceam eu la level 1, 120. Aștept titlul la mine inventar. Da, eu trebuie să-mi mai iau amuleta nazar. Mai am un grămat de făcut. Și stau cu itemele de la YouTube, că mi-au expirat talente și n-am cheltui bani. Ce aștept, ești mătu. Păi da, mi-a mișat dus până în timpul iepure, stau cu amuleta semilune, ești prost. Cum să le arăși decât să le arăși altul? Și folosești și e șarfa de pe Ninja, 15.000 de 2H.
Deci, te rog. Am nevoie de amuleta Nazar și mai de talisman. Păi da, dar mi-a lisește 5 monștri de la costum, de la Battle Pass, păi nu mai știu ce mi-a lisește. Arată, te rog, drop-ul la metină, imediat. E de aici. Piatra, fragmente, bucată de aur, pânză fină, cor, cristal și 75 de schimbă. Eu stau pentru schimbă, că am nevoie de schimbă. Și farmez puțin de schimbă. Cât de unde e costum de YouTube? Ai și tu parteneriat, mă, ne-am dat dracu, da? Deci dă la orice prost, văd. Se aude bine melodia, vocea, am făcut Windows-ul și nu mai știu dacă le-am ca lumea. Ai avut chef de farmat. Chiar ai avut chef de farmat, dacă l-ai făcut numai cu 50. Salutare, Knight. Bine m-am regăsit. Și ți-a dat partenerul pe ăsta, să mor tu. Da, în două zile. Numai în două zile. Vreau amuleta aia Nazar, dar... În loc să țin bani, am avut 180 de miliarde zilele trecute și am zis că țin pentru amuletă, să o iau cu 200, dar am băgat bani în un arc Hydra și mi-am făcut de șarfa. Cu cine vorbești? Cu pizdele? Ce șarfa asta cu 15 medie și 2... Semion. Pentru arcaș, pentru PvP. Dar mă folosesc puțin pe farmer. Te bat. Vezi că e ziua copil, adică a fost ziua copilului. Încă la mine încă e, deci la mulți ani, credit. Dar Fabian mai joacă, nu s-au cam lăsat toți și a rămas singur. De aia nu pun nici live-uri. M-or cam lăsat singur el. Cât ai datorie? 250 de miliarde, au. Așa s-a dus toți pe rubin. Da. Și încă e închis serverul ăla, din câte știu. Încă nu l-au deschis. L-au picat. Nici ei nu mai știu. Ce fac cu el?
Dar un plan de progress rapid. Mai ai... Păi e câteva așa cu World de... 61. Cinci minute. Păi de ce numai 5 minute? Nu-ți place? Ce unul dă? Unul dă culier de foc plus 5 cu mai 15 miliarde pentru 1 plus 9, ești nebun. Cine dracu-i dă? M-am tot gândit să fac un farmer mic, de level mic, de level, nu știu. Mi-am făcut un PvP de level mic. Să mai intreacă în puțin distracție. Uite, mi-a primit de la un băiat. A avut și-o două fileși și două vopsele și s-au ieftinit. Da, vopsele 10, din câte am văzut. Că așa, grafică, proastă are. Nu te bat ăștia la cap să mă duc cu ei. Da, nu știu. Hai de pula mea. Dacă ajunge mai ieftin ca ticketul, nu mai face nimeni gazadură. Ce sens are să mai faci gazadură? Și pe aia nu problema că nu mai ai de ce să faci bani după aia. Numai din ce drag să faci mai faci bani. Din schimb, trebuie să te pui numai pe metine. Și se duce tot cheful să stai numai la metine. Nu mai poți să faci un dungeon că ești gherlă. Păi să dea cu fel acum cât e ieftin. Eu zic să te bagi pe armură să-l faci cât mai repede. Că Levin l-a făcut cu 50 de miliarde. Nu te dea. Vine să-l bat. A zis că mă pun și eu să fac niște zodiaci de 1v1. Acum ce convine să faci ca dungeon is razador și nemere, care astea mi-e scumpă. Și jotul nu, dacă spui că spin și nici mai știu câte spin acum în momentul de față. Chiar nu știu din ce să fac bani, chiar nu știu. Am 3 vopsele în inventar, le țin, poate să mai scumpesc dracu. Deci am
bătut 204 metri și am luat 57 de chei. Ai păpuși de foc? Nu, am făcut păpuci de apă pentru PvP, că am zis că nu o să mai stau eu la farmat sau chestii. Și mare surpriză, damage-ul numai de 400 în plus, 350, 400. Și i-am vândut repede la 90, prin prima zi cum muri și cum am făcut. La 90 am făcut plus 8, prima zi și ciaules. Și acum cred că o să fac păpuci de foc. Am făcut doar Anubis, Hydra, Axadur și Ruina. La file și la opusea să reftinim preț. Hydra mea, să zic să scop puțin el și la Anubis s-a dus prea de mult. Deci, da. Anubis cât e? Tot vreo 12, cred că. Da, dar drac, eu nu folosesc ăsta pe arc, pe ninja arc și chiar pentru mine n-au niciun sens. Că la bătaie mă duc pe mea, știi, pe atac. Și nu folosesc skill-urile. You speak English a little. If you want to ask me something. Ba da, 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 aia de foc SPV mea. Aia de apă SPV. I-ai dat cu 200 plus, ai ce prost mi-s că nu i-am făcut și eu în prima zi. Aia de foc. Am zis că-i fac pe aia PvP, că nu mai farmez, că e șmecher, că am de toate. Hey mate. Hey. Aștept zlata. Păi sincer, nu am monezi încă, am puține monezi, nu am vreo 100. Și am zis că mi-au skin-ul permanent pentru armă. You said you understand English, so I'm gonna ask you 5 questions. Of course. No, I understand. I understand. And I speak a little. Mai bine mi-aș lua skin-ul permanent la lamă, credem, decât să-mi bag la roată. Că n-am skin permanent. Bine, dar mi-a ieșat de 3 ori la plus 8, dar am avut o pupă. Ah, dacă ai avut puse de cedere. Aia a fost ușor cum îmi zice ca acum. Tell me what do you want, ecco. I'm level I'm doing the test game out of stones. Got not too bad ecco can I I'm kinda struggling with the gold. I'm making as well a mare all the time we don't see the infirming stones. Now what we are doing is good because you can do only that two things and farm on stones, but you have to raise your damage on 100k on stones. More faster than this, I don't know, I don't think you can do more fast than Razador and Nemere and stones, because now with the price of course but now with the price of market are low, you can do any dungeon good, like how was Axadur in time when Dai was 20-25 billions. Now you can do only Razador and Nemere and farm stones. That's the only good way. Yeah, it's good, but now I don't know. You can
Mat weekend-ul acum. I think now you can do more money at level 80 with a new farmer, because you can do you can do cum pune mea se cheamă, baronia asta pe engleză. Watch on the stream, please. I don't know how this is called, this dungeon in English. This thing where you drop a talisman of wind at level 80 and you can do Azrael or an spider baroness. Okay, I don't have in the mind. I think you can do more money at level 18 this moment. You can do spider, you can do Azrael, you can do balance at all, and I think you can get more money. And now it's out a new patch notes with a new event who is coming, but I don't know. Right now with the price of markets you can do at level 80, you can really make a lot of money. mă sterii puțin la gură. Păi dacă mă întreba băiatul, încerc și eu să vorbesc engleză cum pot. Știu. Te îngură că te bate pe tine. Lasă că te prind. Când te prind la farmat. Nu mai pleci tu. Nu mai farmezi tu. Sete. Să-mi iau sticlul de apă. Anytime, mate, when you need help on something, I can, and if I can, I will help you. And thanks for the English. I really speak little, not so good, but thanks. Let's bang for lang. Bine venit și ți-a te bat. Te bat până nu-ți mai trebuie metin. Thanks. De ce vrei să trot? Ah, de mete. Maybe you know this glove is helping us to keep dragonfire with mating drops. I don't know, sincerely. I have two the thief glove, but I don't know. I had it for 6 days now. Sincerely, I didn't see the difference when I had it and now. I think it's the same, but you with the thief you can have more. Possibility at dungeons to drop the items you need. Care or ce faci? Păi la-i puțin, tu?
I'm here for the switch bonus, for the enchanting, I think they call it, because I drop 75 or on tomato. Vrei să vedeți puțină bătaie? Ba, stai că aici ne luăm noi bătaie. So you're trying to change this only. In this moment, yeah. But in this moment, yes, I need it because I did a level 1660 one PvP and I need for the items or low level, and I don't want to buy them. You could farm at the cape, dragonfly, and sell from which end. Yeah, you're right, but I have this location is good, the stones are near, and I think it's good anyway. Stai gura, Levin, prendi. Ciac. Pleacă, mă. Ia mai dropez aici. Da, atunci m-a s-a băgat. Acum am zis scuze, drag, n-am citit. Așa erau. 17-18. Cu care cont? Ăla mic vei cadem. Ce challenge, man? Ca să nu am voie să ieși nici aici ce o sun. Păi atunci mergem... A, dar nu pot să intru în V3 cu ăla mic. Hai... Unde putem să ne batem? Hai la... La DT n-avem unde. Gândește-te, nu știu, nu vine nimic la mult. Pune puțin de liric. Nu ai protecție. Așa. Ha, hai că mă bați imediat. Stai, oricum atunci te-a bătat pe cea și nu-l arăt, da? Ce gândi? Calma prostii cu tine. Haide-mi.
Nu mai pot să fac live-uri pe canalul principal până în august. Ce ciudă. 13 august, parcă. Din 330 de metri ne-am luat 90 de fragmente. 8 și de generală pe la mică. Da. Ce mai ziceți, băieții? Tu ce faci, mă, Heidi? Ce vreau faci? Ciao Reni, ciao Reni. Bine te-ai întors, bine te-am găsit. Că nu mai formăm aici. Ce faci? Ce mai faci? Cum e pe Rodnia? Timpul trece în triburi, timpul
somn. Cum somn. Sunt o pești. Coaie, nu mai am. Claudius, bro, salut, salut. Salut, bro. Care mă iau când sunt plăpând, petalele sepene și când pistilul e mai
Doamne, nu mai știu ce să fac. Voi mai sunteți pe chat, mai e cineva? Tâmpiți. Nu-l prind eu. Alte părți.
Hai să luăm buff, să nu mai stăm aici degeaba. Cartușul clar, tușul e o prioritate. Spăl păcatele toate, amințile nu mai curate și de-aia rahatul rămâne departe. Cartun ca network, cariu, bombele, carpit, puște, revelion, peste de bubuie în casă, partid, iată. Of, doamne. Greșit, nu mă bag în pat ca pușca, nu rămân blocat în cușcade. Șopolan, vai ce golani sparg și fără cușcadre. Tu nu mă mușcade, mânecă cușcade, să luăm buf. Nu miroase bine chiar dacă te-ai dacă tu cușcade. Luăm Red Buff 40 ca ca, ceau. Dacă mă prinde, că subțire niciodată o fac din nou ce-mi păpărai. Muzica asta te băgă în transă, carmi, strofe grele. Noi simțim la fel și fără să avem pe carne aceeași piele, ia. Sargai ca Ferrari, dau spuma ta deoparte ca Ferrari. Nu-i nevoie să te pierzi în detalii. Lasă lanțul și pune-te pe medalii, ia. Sargai ca Ferrari, dau spuma ta deoparte ca Ferrari. Nu-i nevoie să te pierzi în detalii. Ia, ia. Am destul răgat să mă conectez, să mă calibrez, să mă corectez. Nu timpul mă pune să mă colectez, să mă decuplez. Hârtiile zboară prin camere, scrie o grămadă și nu decupez. Mă pun în poziția de mobilizare, cu cine vrea pe ele mea să colucrez. Colțul-i tare, oamenii slabi de vână se apucă de frământare. Șorțul-i mare, bucătar în stare să nu le mai dea de mâncare. Mențin echilibru ca bolobocul, stau la curățare. Ce cruțare, ăsta-i doar avertismentul de rigoare. Până la urmă trea să mă bag, aveam de arătat eu vouă. Celor ce veniți cu două piese bune în loc de nouă. Vă luați castane peste cap de parcă toamnă. Și același gând ce trece se reverberează. Cum că degeaba m-au crezut un punct ce defilează. Cum că cei ce nu mă înghițeau acum mă savurează, yeah. Sargai ca Ferrari, dau spuma ta deoparte ca Ferrari. Nu-i nevoie să te pierzi în detalii. Lasă lanțul și pune-te pe medalii, yeah. Sargai ca Ferrari. De ce dau mai puțin în grupă? Da, e trebuie pe bate pe acolo. Timpul pieton la trecere, știi că trebuie să treacă, dar las o facă, nu să-l oprești niciodată. Poate te lasă baltă sau te pune în altă barcă, dar dacă te joci cu al meu, cred că o să te calc pe falcă. Poți să fii și scundă, poți să fii și în altă seară, trei sticle de vii și în altă, vii și trează, vii și beată. Ca un gropar cu o lopată și e puțin stricată, care e blocată în timp și te trici și sapă cu un pui și o apă. O situație instigată de un grup de băieța ce vin în stradă, o gândire puerilă, poate și prea limitată. Costi mă deține mult prea ridicată, ca un răpărat, tot trupă reciclată. Care e mult preeditată și cu toată piesa lui care e mult prea persicoată. Mesajul lor nu-i trimis la vreo adresă. Sincer să fiu, cred că stilul e cam ținelesă. Dintr-un album ar trebui să-ți placă o piesă. La aștia dintr-un cur ar trebui să-ți placă o piesă. Suntem alții care știm să ne adresăm. Oricărui ascultător pe care tot avem să-l facem să înțeleagă ce vorbim, traversăm. Lumea sunt cu dorii, te așteptai, dar și să stai, frate, să-mi cumpăr o vestă. E mai important decât să am vreo poveste în spate. Mulți sunt pierduți în bezne. Dorința de cunoaștere e până la glezne. Viața joacă peste peste ani, o să-ți dai seama că e un blestem ce te ține doar închis într-o poveste. Plină de examene și teste amestecate cu esențe pure și foarte diverse. Adesea îmi culeg multe idei din camera cu mese închise în capul meu unde nu mai erau ferestre. Erau pereți și multe picturi peste. Și foarte multă lume ca să mă vadă cum prestez. Vezi ce facem, poți să crești ce vrei. Ritmul peste crescendo, iar mă sună, ia vezi ce vor. Ne iubești mult, o să treci de dor. Intr-un plan sacru, pe bit fac un masacru. Sunt frate cu Vlad Dracu. Eu am alt tatu, pe care țin într-un casă ca să-mi fac palatul. Tu stai și belești ochii la pit, care arată tu. Eu sunt cu patru băieții cu samplatul. Am scos o piesă, lumea o să nebunească. Am un tovarăș care nu o să vorbească. E ca trebuie să te bat în fac cu mâna să-ți oprească. Lească, vezi tu, te plătesc cu aceeași monedă, frate, lângă numai azi. Mai nu mai intră nimeni. Eu mă descurc, vezi cum actorii ca role și-au Elena Lupescu, descurc.
te dublezi tu. Scuze, nu-i nicio problemă, acum le livrezi tu. Îmi simt. Yeah, porcă de. Yeah, face deli. Constanța. Yeah, parcă a venit tribul sub formă de mata. Hala cu care mă băteam eu prin clasa 4-a. Mi-am luat geaca, gata, ne-am dus afară și am umplut strada. Și deodată gata, mi-a făcut un pumn și mi-a spart garda. După mi-a dat un pumn, mi-a spart arcada. N-aveam ce să-i fac, frate, a făcut armata. Tovarăși bun cu Cristi și cu copata, gata. Făceau numai căcatul, dar prin altă cumpea gata. Atunci când fericirea nu s-a durat cu găleata. Când zorii noi zile au făcut un schimb cu noaptea. O să gândesc mai bine la țintă când trag săgeata. Și nu o să mai las pe nimeni să-mi scufund de libertatea. Am rămas afară cu ochișoare, mă doare atât de tare, că mă gândesc că acum n-a răzbunare. Un plan bine pus la cale, strict și fără ezitare, implicat și susținut de fiecare. Dar într-o dorință arzătoare stă-mi. Văd dura cum oare am aruncat-o prin cuvinte sub formă de descărcare, pe care o par falsi, dar nu pentru validare, ci ca atunci când o simt să nu-i scadă din valoare, că altfel e doar o joacă cu lipsă de formare, care se deosebește printr-o clipă de răbdare. Vorba de mult respect și de multă dedicare, fără să mai ai probleme și clipe de ezitare. Din gură iau un mic și levitarea ei să zbor de aici. Cu probleme de levitare mă mai pierd în întuneric și lumini de felinare, până îmi găsesc locul potrivit de meditare. De parte de pechercare, stai urea mai cetare. Stai în vocabular, numai organe genitale. Festivalul plin de substanțe medicale și alta se dau mai departe. Calități ereditare, îți fac vorbele pe gâti până la durere cervicare. Oricât ai fi de rege, o să te fac servitoare. Asta se întâmplă când zic vorbe la întâmplare. Să te aruncă pe plajă sau în câmp, oare o fi sură în tapan, dar o soare să știu dacă se încarc. Am panouri solare ce mi-ncarcă energia să susțin o mișcare pe care o trăiesc, mi se pare un film tare. Poate te pună prin parc sau în plimbare, cea mai rea furtună, fac cumva de citare. Nu cred cu stima text dacă vezi că stil are. Și din 6 clipuri de pe net, 4 virale. Mamă, dar nu mai intră nimeni, ce ne-am. Mă întreb dacă sunt organizate sau prea digitale. Pline de inevitabil ca misiuni militare. Copii ca cu tanca, am o gata de mumificare. Shit. Gata de mumificare, gata de mumificare, ia, face deli, ia. S-a altceva, uite, farmăm puțin. Tu? Bine ai venit pe live. Avertizat. A fost avertizat. Bine am venit. Da, bine te-am găsit. Așa când îs personer, ta-ta-te. Avem vreun gă? Sunt o și am partele. Orice
ce prost poate ajunge la conducere, că duce de nas, cronofobul care fuge de ceas, fuge mintea familistului, fuge nevoia. Așa e când găsești retardați. E ca focul care fuge de gaz la ampan, fără strălucire câștig jocul șacmat. Datorii uitate exact ca Jean-Bart, am ieșit la vânătoare în sezon de campat. Și am ajuns la Urbanez, mergeam pe stradă și-a fost urba fixă în drum. M-am împiedicat, mi-am dat seama că sunt dedicat în tot ce fac cu metrica. Am luat subiectul și după l-am predicat. Am evitat să mă abat de la drum și delicat. Am ieșit din orice situație și am derivat de la drumul principal și am acreditat. Nu-l prea multă lume și acum îmi dau seama că n-am meritat. Gânduri spuse degeaba, fiindcă în jurul tău deja nu mai sunt oameni ca să te asculte. Nu te pune la pământ și încearcă să descoperi viața. Lasă Levin, că de-aia l-am i-am amortizat deja. Dacă vrei să explici tu. Definește oare vrăjeala chiar și atunci când nu e soare. Doare, cum nu mai vezi culoare. Și oamenii nu-s oameni, singura lor gură de aer e sub reflectoare. Clare-s aparențele luminii în întuneric, cu care de fapt e tot produs de soare. N-are nimeni vreun motiv să nu răspundă vieții, dacă tot se rezumă la o întrebare. Rare-s sufletele care poate să simtă ora, evitând orice sentiment de disperare. Impresia că trăiești prin alții te aduce la stagnare. Sau doar mi se pare. Yeah. No, no, nu răspunde și mie. Doi dragi, n-ai capă. Dingo. Ce fain. Instinctiv i-aș fi dat pentru diavol avocat, dar n-am plecat cu dreptul că la dogme dă doi lei din start. Nu s-a dreptul, rup sceptru, antronul, sacrific supușii. Nu-mi trebuie coroana sau să-mi deschizi ușii. Nu caut validare, n-o s-o dau în pace. Fain live-ul din seara asta. Doamne, nici un live nu-l pot să fac.
Mă rog, poate să rupă făcut tot aia. Hello, Denis, da. Spune, Claudiu. Ești pe live? Asta nu înțelege băiatul. Eu. Nu am ricu pe mine. Nu, no, ce prost mis. Am greșit. Hai ca să pe... Doamne! De vreo 10 minute mă țin așa. Levin, lasă-l! Băi! Până la Nicky.
ce faceți, mă? În ciclo aveam un verde bun acasă și... Da, da, da. Hai să vă spun povestea unui muguraș minune. Mugurel era la modul, știi? Yeah. Mai aveam un pic exact de unul mic. Eu, scuze-le. L-am dat și somn nici. M-am teleportat instant într-un loc și... Probabil fiindcă în fața mea este o păsăretu care învârte atât televiziunea cât și internetul. Ui, și ușan, grebenișan, îmi fac cu mâna, dar să fii rapid că... Dar răspunde pe mine, scuze, scuze, moa. Muistule. Nu mi-a revin, nu mi-a revin notificările. Mă auzi? Salut! Ța, ța. Uite, puțin live pe Metin, dar văd că deja se întind beții și mă omoară în continuu. Am auzit și eu. Te-ai ales bine, s-a întors? Da, tu. Bă, dar mă, ce mi-a zis, am pus să mănânc. Sau Mac. Ai mâncat la Mac, Sla. Și Mac, era să mor. Parmea zici pentru Levin. Da, da, da. Exact, de unul mic. Doamne. Îți dă moderator, bă. Ce? Da, n-ai pe canalul ăsta. Intri pe Meti? Bă, nu știu. E punk. E doar de tine locul, locul pe... Ce? Cum a fost? Da, Mac, gras, obez. Bă, omule, fult, ești prost, să mă refer la tine la asta. Jumătate de oră, ce mai bine? Așa mult a stat. Bă, full. Iar am luat item-ul. Ce vrea ala? Vrea să vin să-l bat? M-a omorât de câteva ori. Păi te-a fără te ce? Și ce-au? Dar ăla, pe mă răbune și ce-au? Da, am vorbit cu el, acum nu știu ce se întâmplă. De ce s-a întrerupt muzica? Așa. Ce dracu i-a dat cu dețaura, cu bați pe raura? Știu, aștept să vă bat o mai mare dată. Și iar mă duc chiar să iau buf. Că mâncare dețaura. Sunt drept cât îmi iau bol, ca să știi. Câte conturi atât? Oricum pe toate fi iau bol, da. Ce? Doamne, ce ai vrei? Chiar am luat itemul. Nu știu de ce mi-au venit notificările pe... Chiar nu știu. Am văzut. Uite, la pindere la pe 45 ca caiat de... Plus 8. Plus 8. Și ce vrei să iei plus 8? Ce fac mare? 5-3. Poți să rugi. Ce? Iar? Tot timpul te trezești de 30 dimineața, ce trebuie? Mi-am trezit la 10 jumate.
Doamne ferești. De-aia îmi place drapul, pot să dau pe atâtea flow. Nu mai dau de mult pe că am avut atâtea show-uri. 20 de unde farmez aici? Păi vreau să fac schimbă pentru la mic. Ce schimbă pentru care la mic? Pentru contul mic să mai fac niște item de PvP. Nici cum. Aproape, nu mai cercei, nu mai am și mă armură de până am, trebuie să fac și de general. La mine mă am lăsat. Deja? Mai stai cu mine, nu te trec, pe cum te culci. Nu mă culc, după aia. Dupt, dupt. Pussy pa. Ceau. Dacă îți scriu, dar răspunde și tu te-n pula mea. Dar nu mi-ar veni notificările în pula mea, ce să zic. Da, ți-o spun. Ceau. Ce facem nu era, vorbeau căcat băieții că ni s-au urcat la cap. Pârni aruncă bomba pe trap sau pe bumbap. Îți reamintim că suntem hip-hop, ești frustrat. Vorbeau căcat băieții că ce facem nu era. Vorbeau căcat băieții că ni s-au urcat la cap. Pârni aruncă bomba pe trap sau pe bumbap. Îți reamintim că suntem hip-hop, ești frustrat. Și sunt trece o să cadă cu aie legi. Cine vrea competiție poate să pleci. Ambiția lor e trecătoare, cu aia treci. Sclavii ești deja încep să mă sece. Ia, ia, pizda ta mă-ntreabă de ce s-a așa regi. Aha, cu mine-i place să se negi. Știi că eu fac sunt de gard, dar nu pot să mă legi. Mă rup un pic de pâr minuta 10. Nu înțelegi nimic că s-a diversificat. N-am mai reușit să răspund. Nu mai ești amenință, omul. Am rapul, nu știai ce înseamnă raptul. O să te pavă, nu o să mă amenunți cu tactul. Ăștia sunt tac-atac, ai mei sunt tiki-tac. Ai mei au schimbat plac, nivele mă dă fac. Dacă pun gos pe țeapă, ți-ai fi dorit armata. Nu-i faci întreaba asta, nu se întreba asta. Mamă, dar nu mai întâlnim, chiar nu mai întâlnim. Nu te compari nici când, nu o să faci nimic stil. Nu trebuie să stau la rând, pot-ai rupe oricând. Stilul tău e mărunt, yeah, yeah. Ți-am luat câteva în lemin, cred că, și ție. Focul e putea pe oscun sfârâie. 2000 de cocolaci urapt în trap. Am 2000 de stiluri doar de dat în cap. Sifoane vreau să cad, dar sunt echilibrat. Legea nu-i de partea mea și de-aia eu mi-o fac. Scrip tot ce-am adunat. La fel de dedicat pe orice track. De la show public cu plac extenuat. Ca un chiu sunt făcut din alta luat. Știi, n-am treabă cu treaba ta. Poate cu pista ta. Clar că am cu muzica. O fac cu familia mea. Mulți vor felia mea. N-au n-ați de așa ceva. Sick music mafia, mafia, mafia. Sick music mafia, mafia, mafia. Sick music mafia, yeah. Sick music mafia, mafia, mafia. Sick music mafia, yeah. Sick music mafia, yeah. Sick music mafia, yeah. Sick music mafia, sick music mafia. Sick music mafia, yeah, yeah. Dun, dun, dun.
ce mai zic băieții, mai e cineva pe live, mai nu, întrebări, ajut. Ce mai zice lumea? Doamne. Nu reușesc să scriu ce simt, simt ca-n da kix. De două ori două puncte asterix, nu fac că două puncte x, simt că insist. Te-au omorât? Da, am omorât de nu știu ritori. Asta e, așteptăm să vedem ce rezolvă băiatul. Ori dacă nu... Să scriu lui Viper, vedem. Dar cred că rezolvă ori. Cât de curând.
Mă omor, de dacă dai live mai în spate, mă omor câteva ori. Bune. De aici merg să-mi iau buff. Poate mă mai mană odată. Don Kixus, ce faci? Nu s-a calmat, mă omor de 5, 6, 7. Nu știu, de aici la eu mai spate. Înferme și pierd timp, așa ca mine. Mă mai găsești niște care bat mă farmeri și se cam duce cheful și am luat în greșeală. Salutare, ciao Ion, ciao. Ce faci? Silent e... Sunt numai eu PvP, cu contul mare, cu contul principal. Cu restul farmuri. Și oricum l-am avertizat, deci n-am treabă. Treaba lui ce face. Tu ce faci acolo event? Nu, că e cu băiatul cu mine în grupă și na. Da, are setul ninja. Și gen 1v1 aici durează mult. Lasă-i așa să se fericească ei că poate să bată un farmer, că la generală își iau bătaie, ce să zic. Alcaline, frate, mi-o trebuie să uit. Plecat, Lemin.
Ce facem? Vii Discord sau ce? Dacă nu ești pe la. I-a revenit. Levin. Credici. Stai, vin la tine. Gata. Am venit. Tu ce faci? 6 de două. Uite, am pus la par 4. Și am să farmez puțin. M-am întors pe origine. Hai, văzut că seara mă spun jocul ăla. Da, am văzut. De curenie. Țin ca mai iure așa. Da. A, nu știu, m-am băgat. Da, puțin. 5, care este să schimbi de apă. Să-ți bagi și tu din ăsta nightbot-ul ăla. A, pe chat. Mm-hmm. Eu am făcut și mai devreme. Trebuie să-l luăm. Fabi a fost pe aici? Adă, ce ți-a intrat, mă? 5-7 medie. Mă? Pe ce? Pe, bine, am un prieten care își face Ninja de 61 PvP. Și intră pe până la 5-7 medie. Dacă intra un semi ceva. Să lăcă era dexteritatea, inteligența aia. Da. Nexul este blocat la 86 pentru toată rasa, din câte am înțeles. Da? Nu știu, nu știu, chiar nu știu, n-am auzit. Dar nu știu, nu cred. Eu n-am auzit la asta. Niciun, niciun. Du să-mi iau iar buf. Dar de ce dai așa puțin? Că n-am buf. De 160. Și bine, n-am nici amuletă, nu mai am. Vreau să strâng pentru amuletă în azar, dar prea scump. De ce? Aia se consumă? Ce? Amuleta se consumă sau cum? Care? În azar? Nu, nu se consumă, dar nu mai am, n-am buff. Dacă nici buff nu prea mai este. Mai e unul la 60, cred. Mi se pare că a început ăștia să exagereze cu buff-ul lor. I-am găsit azi cu 30. Tot aici. Și a trebuit să intre lumea. Să sper. Uite, mai dă. Ești cu, și cu farmer ești. O am în două, da. Oai, stai că eu am trei conturi.
Am dat pe 3 conturi. Să vezi cum îmi lume aici. Uita-mă din ăla pe Amazon. Vreau să-mi iau iluminator din ăla alb sec, știi? Uh-huh. Alb ăla, cum e la BMW-urile alea, Angel Eyes, știi, lumina aia. Da, da. Și cât ești? 60 de euro o lampă din asta mare. Cred că îmi iau una pentru stream și îmi iau și fundal din ăla verde. Pentru să-mi fac chroma key din ăla, știi, la web. Să mă văd de cât e. Da. Mă gândeam să mă pun de Twitch. Pe YouTube nu prea... Nu prea intră lumea. Acolo ți apare... Jocul pe care vrei, tu te duci. Da, și un român când intră pe un... Ai văzut că ai categorii de jocuri? Da. E pare... Sigur, trebuie să aibă asta bifată fiecare român sau nație. Are ce... De unde provine el, știi, rom. Primele streamuri sunt ale românilor. Și n-a zis că acolo te găsește lumea. Ce zice ăla? Că zici că ești de două ori acolo, da, și trebuie să... Da, zici că nu-i pasă, dar n-am chef să vin cu PvP-ul. N-am chef. Opa! Opa! Sau ce? Hackerul, gata, report. Dă pe loc și dă-n metin. De ce dau așa puțin acum? N-am creier de foc, ce pot spus. Bă, tu ești cu muia? Să bag pe asta peste unul. Nu. Na, păi stai așa, nu știu mai formez eu când dă-l tu. Să torpedezi. Tai. Mai mare o dată. Teamă, vertiz. Oh, ce-a făcut, mă? Și-a adus PvP-ul? Mhm. Aș mai alt bun, ce să mai zic. Doar să se lua buf. Da, asta că știu cum e. Da, o încearcă băiatul la rău. Uh-huh. Oh, mă, lol. Na, joacă-te.
Nu te stresează sala? De ce nu vii cu optul? Nu, mă interesează. Să dea la ghitarul ăla. Iar... Eu mă enervez repede, mă. Abia mă moară farmerul și n-am nimic pe farmer. Opa, a dispărut ăla de aici. Hai că a venit. Ops. La calendari formele vremea la GV. Nu știu cine e băiatul ăsta, merge. A, a venit, cred că e... Asta n-a ținut copil, măi, și ăla. Ce să-și fac? Așa se distrează copiii din ziua de azi. Ce bătele ești, da? Tu nu mă omoară dintr-un skill aia, mă, mă. Bă, e de pizda lui. Dacă abia bate un farmer, să crede pe VP. De ce spectator măcar? Las că vine lumea. Sincer, vreau eu să-i dau drumul pe stream, dar... Ne. Târziu. Ei, târziu, am văzut pe ești tu, am zis, lasă să... Hai stau vreo oră jumătate. Stai că mă duc să-i caut ăla în cont. Ce fuge. Na, stai, eu mă scolam contra, mă. Ce să-și faci? Bă, dar rezistă jaful ăla. Ei rezistă, dar vin cu arcul, nu mai rezistă. Stai că a venit un beacu. Am venit toate și asta. Și am ghimbat pe-n băiat. Am mai auzit zi, da? Ce brez de ăla? Renegades, nu știu, n-am auzit. Bună dimineața, prieteni. Ia ce? M-am întors aici la pădure. Da, ce e picat, viață. Mai e fric de afluat, grab de tot. Am venit, viață. La The War. Nu pun banii pe card, pun bani la ciorat. Nu vin banii din rău, nu ce-i fac un cac. Să dorm pe bancă, în parc, într-un bancă, plac mâinile sus, banii s-au trag. Nu, dar există ăla. Sincer. În fine, și fuge. Fuge, nu? Ce să-și faci? Nu zic că vine bătaia generală. A mai venit tu. Lasă-mă. Fai și tu un stream de la frumic. Ajung în groapă ca zone, scuip ca mitraliera în mână la Stallone. Cum ce 4-4 pantone, am buscat în stradă ca Sonny Corleone. Delie David doboară Goliath, cine să-mi doboare pe Deli mai bine ia-ți. Gândul zău că-ți pun gând rău, toată ești cu George Gău la curul tău, au. Dacă deschid
gura, am zis că Zidane. Că dau din gură despre bani ca Moise Guran. Dar nu sunt Zidane, doar te trolam. Ai văzut citind din Coran. Când decolam e teroare. Teme de panică sau gemete. Menuția troadele intră în gemene. S-a scris pe-i parcă pleci două cremene. Cortex prea complex, se bebe la cremene. Cam ADN-a normal, dar nu napi. Rege peste Babilon ca Hammurabi. Combiște mea o pun să ia ca peste machi. Că-i place dacă eu pui dulce teriyaki. Al dracu de simpatic, delir prins. Prostește femeia și cu metalul pe dinți. Ce peci sunt zei, n-am zis că sunt sfinți. Nu-i duce la cină să-i prezinți la părinți. Dau minți diabolice. Încă nu a plecat ăla, nu? Mm-mm. L-am chemat un prieten în viață de la el. Hai că este mișto. Ce mai zic băieții de pe live? Mai e ceva. Asta nu sunt o persoană. M-am branșat la frecvența Schumann. Sincronizez sinapsele în spectru cu suma. Senzorilor sacre sunt simbioză cu luna. Am soarele, simțul cu pământul sunt tot una. Și încă spar juma din ce pot să fiu. Cotă mare la pariu pe cine scapă viu. Dar ce tsunami ce aruncă cuțite la țintă. Candărui plin de șobolan marca splintă. Le țin mintea un static într-un subsol. Asta chiar să bătaie generală, ce păși. Ce-a de seama. Cred că strâng să-mi iau o armă din aia. Ce armă? Din asta care se folosește de mânie sau care era, cum îi spune eu. Pizda, mă, și... Aia permanentă, zici? Armă, mă, armă, care se folosește de mânie. Am uitat cum zici. Așa, hit. Cred că strâng pentru o armă din asta. Nu mai simte cine mi-a dat mi-a dat Hydra sub bas și dădeam foarte bine că... A, Silence mi-a dat parcă. Mai bună decât gen cercei de foc. Bă, da, da, n-a zic că cercei de foc era... Cam a doua opțiune, știi, primul Hydra și după aia
Da, eu am făcut invers, am luat cerce și... În fine, dacă mă jucam acum, aveam asta de mult. A, da, da, cum nu te mai jucat, cum ai asta. Mi s-a luat așa, nu știu, era farmez. Când intru pe stream tot același loc, mă gândesc. Ăla se plictisește la cât la largă e acolo. Așa, se pare că nu. Ce copil disperat. Dar tu că ai parteneriat, ăștia au, parcă n-au voie să bage peste tine sau chestii din astea. Nu, gen, dacă mă omor o dată, îi avertizez cu link-ul, știi? Și după dacă mă omor a doua oară, trei oară, cred că și-au bani, din câte știu, cred. Așa știu și eu, așa am auzit, cel puțin. Ba, mă musc aici. Interesante. Cred că de-abia așteptau să vină vara. Îți dai seama cât a rădat toată iarna, scrâșnea din dinții așa, bă, dar de-abia așteptau să vină vara. Să mă enervez. Oa, dar și pe mine azi-mineață m-a trezit o muscă. Bă, dar spune într-o cu mine, om. La 8 jumate o muscă n-a urechea, bzzz, aaa, tu zi-nați, ia măi. Acum ce trebuie să mă trezești pe mine? Să fac din nou pe... Ele giveaway acum pe ceasul de scumbin. Hai că mi-am ieșit fără pe asta. N-am chef să mut șarfa chestii de pe farmer. Ăsta e munis, măi, este codat.
Hai cântat și la Algeme, că Blue nu răspunde. Păi da, degeaba, las, că a venit. Că n-a luat nicio măsură cu... Are treabă pizda asta. Stream. Da, Daniel. No, las că am vorbit. Nu cu Daniel, mai știu cu ce am vorbit. Chris. Stai să-l poape, nici așa cred că stau aici. Ce damage mi-am luat? Treaba aia. Asta nu-i primul care îl găsesc. Stai că am setul de ninja pe mine. Doamne, cine ce să și faci. Acum au răspuns deodată. Pula mea. Uite, fraierul, cum stă pe loc și dă de meci mai tine. Ia să vedem cum dispare erau. Pentru că nu sunt pe stream să văd. Să vadă lumea cum își ia bani. În fine, nu-i primul care îi dau report. Ce bătaie faină.
Nu stai, las pe... Las pe orică, să vadă lumea cum o... Mai vezi mulți? Bă, ești nebună, a apărut altă cum mă, Ninja? Vă ca aceeași brăză. Am unui de banul ăsta. A apărut GMC Chris. Vă în gură de auto. Doamne, ajută-mi scoat. De atâția ani acum văd prin ceață. Văd cum oamenii între ei se sapă. Între ei se înțeapă și vorbădure se îngroapă. Și pe veste că despartă jurează baftă. Vecinii mei se urăsc de-o viață. Copiilor sunt drogați fără leafă. Și așa sunt mulți, mulți. Gata, da, te-a dat banul ăla. Da, ăsta, gemei, îl sunt Chris. A venit aici și... Poc. Ce brez la auzi, ce brez la auzi, gemei, m-a bunul polis. Da, Fugiți. Și a venit și ăsta la Bluda, să stă pe aici invizibil. Dar îi văd mult. Oraș o fantomă, strada în comă, zombi cu diplomă, hoți în uniformă, toți într-o uniformizare normă, aleargă după fondul fără fond. Ah, mă, tu statui pe fund, dar nu-i sac fără fund, de-aia din scurcă și un cartul e prea scump, bâzie toți ca într-un stup, că sunt sub, stă blagă de treabă. Suntem ca roiuri de furnici, suntem mici. Fratele mare încă mai are complici și sătul de ochi. Asta băieți ăștia de pe... Nu știu, să pe live nu mai vorbesc, mă. Băi, mi-am băut laptele deja la ora asta. Parcă tot mai vorbesc așa că decât. Serios, am stat găci cum mi-am pas. Mi-am făcut ciocolată din aia caldă. Lapte, nu știu cum îi zice. Habar n-am, nu știu dacă zic corect, nu? Ce corect? Ciocolată caldă, sau? Da, 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 Cola Caui se cheamă ei. De asta nu știu cum pizda mă simt mai zice. Eu să-l vă bordelez la gură, prea tare. Aia mi-e împrică câteodată că mă încurc de foarte multe ori. Nu prind și o critică. N-aș prinde și o critică pe skill. Se stinge ecranul. Ce, la telefon? Nu, la ecran, la monitor. Ce
ce mă, tare. Mau, ce bătea acolo. Da. Zici că tu ai fost de vină și te-ai băgat, zici că le-ai și înjurat de mamă și morți. Și-au luat foc ochiul ăla. Uite-ne pe Pepe că te ajutam. Mi-ar fi plăcut, sincer. Eu știu ce zici. Stă așa po. Stă așa 4,8 pe săgeată. Ce Caterin că de mere la caz de targă. Mi se pare amuzant. Ce aș 4 pe 4. Ai inventarul deschis de asta, mă. Da, cum am dat seama. Dar mai mulți acum ei, nu? Da. Pe cu voi. Calma. Da, să oprim muzica, fuck. Mă, ce retardați, fratele meu. Hai că vă pun pe ninja, că n-are rost să țin pe ăsta. Da, mai bine. Este un stream mai fain. Am niște papuși de piele. Abar nu, e bine. Cu 2 KPV și apărări umnal 15, 15, 15 și săgeți 15. Dă-o să evita. Dacă vrei să ți-i dau. Rupele cu rufutoi.
5, 7 pe săgeata. Opa, am început să cadă de miei. Ai mai venit, am venit în două persoane. Mă, să mai dai cu ciuca anotare acum, mă. Am făcit, iată. Și-au dat singur, muie. Pe ea îmi dau damage-le. Care putea asta cea mai șmecheră? Crown-ul, nu? Da, Crown se... Dai de idei lor, dai de că Andreea asta a omorât ultimul. Ce caracter să-mi fac PvP? Să-mi fac shaman? Fă ce vrei. Nu știu, mă... Sasha... A fost și bătaie, dacă e. Gata, bro, rezolvat. Da. Nu ești ce să vă adunat aici. Trebuie să mă duc să-mi iau buff. Stai, arrivi. Îmi dai buff, te rog. Ai, bro, ok. Defender nu este nici prea să văd. Am luat buff de la băieții, nice, îmi iubesc. N-am eșat. Cât face eșarfa să nu se vede? Păi unde este? Pe farmer? Nu, era pe PvP. Ce-am lipsește, dar nu știu ce-am top. Dar tot am lipsește ceva, deci... Începe din nou spam-ul. Palmez pentru lume, las pe jos. De ce contai, Don? Sunt în balans, eu fac un pas și tu faci un pas, suntem amândoi.
Ups, Levin, sorry. Am I up? Este item. Ci ha formato 32 di che ha formato Levin, che era un gruppo con me. Arată fain persoana asta, să schimb persoana pe asta. Care? Păi stai că îți dau de partajare. M-a murit un... sau mobi. Vezi? Yes, sir. Ce-i cu ăsta? Este PVP, nu? Sau... e persă, nu mă costum. Ai doar costum simplu. Să-l dau pe meu? Asta-i meu. Mă, sincer, îmi place mai mult ăla. Ăsta al, nu? Ce să mint? Sau ăla, ăla de Ninja? Cel, cel ăla, da, da, da. Pe acela? Poftim? Nu știu, mă tot gândesc. Trebuie să mă mut iar pe Ninja. Ha. Hai că am format și eu ceva, dacă nu erai tu, sincer, ieșeam. Să caut un cont pe rost, să cumpăr sau eu știu. E țara românească să poți să creezi caracter. Păi intră pe grupul pe Facebook, Metin 2 România. Sunt o grămadă de persoane care văd contul acolo. Sincer să mă apuc acolo pe rom. Dacă vrei să te apuci de ro, trebuie money, din păcat. Da. E cam server de donat. Am un cont, dar asta țara românească și Carpatia sunt... nu mai pot fi create caractere acolo. Am auzit, am auzit. Am auzit ceva.
Am un prieten care se joacă și... Bă, dar eu ce am la Switch? Fuck. Ți-ai mâncat toate bonusuri, da? Da. Mâncam 20.000 de bonusuri, 30. Ia să vedem măcar ce aveai. Aveam arcul cu medie 58 la Switch. Tram, îmi pendea la... Aia, fac duel doar așa sau cred iar încep? Da. Uite, am lăsat pe Ninja și formez pe asta. Eu mai devreme când am zis că nu răspunde GM-ul la Blue, i-am dat BM lui altul care era offline. Și mai și i-am luat de bug că nu ai răspuns mai devreme. Săracul meu, tu ei nici n-au fost bun. Săracul. Alo, sună-mă. Stai, vină pe server. Nu știu, avea serverul? Nu cred că are serverul tău, Fabi. Vino pe Silent, pe ăla de Beazla. Ia. Hai da. Fabi, vino. Ce? Alo, salut. Neața, Fabi. Ce mai zici? Ce să facem? Ei, ce farmă? Tu, ți-ai luat bătaie pe CS? Ce te-ai jucat? Ce să? Mă, dar nu mai plecat egipteanul ăla. Nu, a fost bătaie generală aici, pa. Oricum. A venit altul. Să dea mine. Oricum, ceva tot nu-i bine. Uite, mi le instalez și eu, poate mai fac stream cu el. Ce se go? Da. Nu, no, eu de mâine dimineață mă bag pe Valorant. Valorant. Mă, trebuie să stau pe Twitch, nu? Pe la nu, că mâine se deschide. Mâine se deschide Open. Mâine e gratis la toți. Fain așa. Vreau să fac stream cu mai multe jocuri. Mie chiar nu-mi place jocurile. Ăștia dacă, genul, ăștia care ți-au dat parteneriat, am văzut că au spus că trebuie să te joci, nu să ai metin. Să fie doar content pe canalul tău pe YouTube, doar cu metin. Unde ți-a zis? Ca să-ți dea pe... Așa am văzut eu că scrie acolo. Am văzut cu băiatul ce se ocupă de astea. Și am întrebat dacă pot să fac alt metin în caz de ceva și mi-a zis că nu e nicio problemă. Dar am întrebat de alte jocuri, sincer. A, înseamnă că poți, dar bă, nu știu de ce scrie așa. Gata, ori plecat toți. Tu ce faci, Fabi? Bă, bro, nu
ce cum mă culc, sincer. Iară. Înțeles că mi-ați mă trezesc și eu bag până la mine la spate. Ce? Ți som? Rău, rău. Așa rău. Vezi că dă ăsta în gol, mă. Eu. Pentru că câte. Ai schițit mișto, bă, băieți. Cam bac în 3 secunde. Lasă-i, ușor. Polițiști. Să te lungi face, mă. Ce? Deci fericiul nu am înțeles, să-mi bag pula. Păi tu ai zis că pune poze la story cu potaia, nu? Da. Da. Și am zis, lasă cățelul în pace. E mai grea potaia mea decât el. Am urat pe la vreo 60 de kg. 72 de kg. Ești norocos că ești înalt. Ce câine e? Rodman.
Bă, fii atent, mă, mai aveam 3 euro. Aveam un schimb cu CS. 3 euro și eu fac pe CS gol cu troll, pula mea. Băi, și fac, ce zic, fac 21 de euro, știi? Și era un schimb fain, paca, dracu, nu știu, era, era 26 de euro. La ce mă gândesc eu, îi dau all-in. Am dat all-in, all-in, m-am dat cu pula. Ar putea și eu 40 de euro, o scuteam și eu cuțitul de la o... Un jet de la de cuțit, gut knife. Ești prost că le-ai trăit 40 de euro mari. Dar la ultimul rând. Care avea FMS-ul? Pă, puteți 20, 10 semi. Pum. Eu. Da. Ce? Da, tu. Eu. Tu n-ai mai intrat în loc să intri, că te bate Levin. Că nu mai intri. Ce? N-am timp, frate, învăț intens pentru bar. Nici tu nu te crezi. Nu, dar trebuie. Nu știi care e problema? Acum dacă iau permisul, nu să mai învăț deloc. Pe tasă trebuie. Te bat. Nu, acum cu șabine în România. Aia sper, mama, să nu le iau, jur. Spun mă ta să te ține în casă închis. Jur, prostule, de-aia sper să-mi iau un permis, că după aia știe că ești tot timpul. Că acum nu ești tot timpul, what the fuck. În gură, de mui. După aia o să mai ai bun stres, că zic mașină. Da. Și nu știi să conduci și... Asta prostule, dacă iau permisul, este... Îți dau fum. Hai că-ți dau, cred că avea plecat o lopție. Abia aștept să se ridice prostia asta de izolare. Și o să vină, să vină mola. El a zis că vine în august. Să mor, că... Ăla-i prost. Iulie, august. Da. Mă, că zic că dă de băut. De ce morți, mă, te vrei? Tu în august o să ai admiterea. Sau în când o ai. Păi știi, o aia zic, îmi pune aia, că de ce morți vine în august? Am zis că l-am învățat de revers și cum vreau să mă învăț de el, să mă învăț de el. Ce prost e ăla care și-a luat bani mai devreme din cauza aia. A venit cu contul mare cu aproape același nume. Și zic la ce, bă frate, nu-i dat banul ăsta mai devreme? Și zice, ba da. Și... Și ăsta era pe contul mare și avea aproape același nume. Și-a luat bani și pe ăsta la întâlnire. Ce pian ăla? Nu, nu. Nu, nu știu, de argentinian, nu știu ce pula era asta. Și acum i-a dat bani și pe ăsta. Ca automat, a avut un hack mai devreme. Vezi că ți s-au dus pești. Mersi, domnul Fabi. Uite cu... Dar ce damage mic ai să-mi bag pula? Știu. Dar eu când dau 116. Trebuia să-mi iau amuleta în azar când aveam bani. Și acum câți bani mai ai? E ten inventat. Mai ai câți banii tăi? Nu, mai am. Dar ce, ce? De ce ai dat banii? Păi am făcut arcul plus 9 Hydra. Să-l dau pe șarfă. Și niște finisaje permanente. Te-am mai făcut aia ce vrei să faci? Nu, n-am încercat. Trebuie să încerc. Bă, dar să mergi să derubi în mola la mea odată. Da-i încolo circulor. Să stea turcaleții, să plece turcii de aici, să scopăm de ei, să duc acolo. Bă, de ce vrea să le de prost să ai în drag, spune eu de asta. Mă fătă-ți gura, mă, minior, mă. Mă, a fost prima mea... fost prima mea breazlă în... Hai că mă urmează iar bătaie generală. Da.
Azi marți? Da. Ce? Bă, da, da, foarte bun. Bine, am condus, bă, ce pare ai de? Ce ai făcut, mai condus? Am condus mâine, amore. Ah, mâine. Foarte bine, bravo. Nu sunt fac pula pe ce program am zis, mă duc la 12 pe la școală. Fac pe alea pozele pula mea. Mă duc la sport, la făget. Pe la 2. Stau până pe la 4. De la 5 am condus. Ajung la 7 acasă. Fac condus și ies afară. Ce drept? Dacă mai poți după... De câte ori faci? Faci 2 ori și ești mort. Traseu. Ce? Traseu? Da. Deci la 2 ore nu mai poți să legat ești. La 2 ore ești legat. Prea nu mai poți să legat. De ce? E greu traseu. E imposibil de greu. Anul ăsta l-a făcut foarte greu traseul la Academia. Și mamă, era ceva gen când am văzut traseul, ești prost, să nu poți să-l faci. Bă, am făcut odată... Gen, prima dată ne-au pus să-l faci, prima dată când am fost, face că numai ne-au arătat așa, știi, fără timer. Face a doua oră pe timp. Bă, oaie. Știi că ultimul jaloanele alea. Da, oaie, jaloanele te omor. Bă, nebunule, noroc că la final, sunt niște saltele acolo, pose cu cap, Dumnezeu să-i dea sănătatele ăla. Deci după ce ai dus ultimul jalon, nebunule, te arunci ca în pat, ești prost, zici că te arunci în, nu știu, în patul lui Hristos, nebunule, așa, pe tine, rupt ești. Nu mai poți să-i ții pe picioare. Deci gen 10 jalone care trebuie să le duci una în alta, știi? 12. Care trebuie să le duci dintr-o parte în alta, gen un teren de 10 metri, nu, 15 metri. No, mai mult? Are mai mult, 25. Cred că vreo 20-25. Da. Să-l faci de... Trebuie să faci un kilometru așa. Alergat. Și nu poți să alergi încet că dacă nu se duce timpul și ai venit până. Și plus înainte de alea mai ai încă multe care sunt grele. Dar mie, ce mi se pare de căcat e bila aia ce trebuie să o nimerești în poartă sau mingea. Nu trebuie să o nimerești. Nu? Nu. Îți ia numai din timp. Scrie și l-ai păsat și dacă, nici dacă nimerești pe a doua gen. Pierzi timpul ăla cât ai pierdut, știi? Și îți dă penalizare 3 secunde. Atunci. Nu, trebuie să nu. Aia e bine, că dacă nu nimerezi, aia e cea mai prostească. N-am nimerit niciuna până, că ești prost. Păi să mă pun, aia e cea mai nașpă. Anul trecut picat, din câte mi-a zis Drăuș. Dacă nu-l prindeai din două lovituri. Ești prost, pic, din cazul că n-am prins poarta cu mingea. Ce pula mea. Nu pică, că am întrebat și pe proful meu de sport și pe ăla la care merge din la FGF și scrie și pe site. Primești penalizare 3 secunde și în plus mai pierzi alea 5 secunde cât stai tu să arunci, știi? Dar măcar nu te pică. Dar bine, nu le simți în pula mea. Acum o să le simt în pula mea, că abia alergi, ești prost. Nu cred că te fac trebuie să nu fac, da. Bă, eu zic să te pui calmea să mai mergi alergat, să-ți faci rezistență, pula mea. Gen, eu am stat acum 2 luni jumate fără fotbal, cu aia am fost să alerg. După 4 km n-am mai putut, am fost mort, rupt. 4 km am făcut. 4 km, ești prost, ți-am dat 5 ture de stadion și era să mor. Pe 5 ture de stadion nu mai puteam nimica. Ce vrea pandalogul ăla, că cred că vin peste ea. Până acum. Acum să zic că mă opri și pe tine, mă. N-ai fost? Nu, am fost la TV. Ai fost la Max, bagi în tine ca spart.
Mamă, dar vreau și să mă duc. Bă, dar nu știi cât erau, bă? Mamă, am văzut un story, dar nu mai știu cine a pus. Ai pus tu? George. Sau Ale. Nu, pe Ale nu am, mă pe George. Nu știu dacă am văzut. George n-are ține cu ăla. Pe atunci nu la George am văzut. Eu am trimis, dar nu am trimis story. Sau n-ai trimis, pura mea. Bă, coai, mă bat ăștia cu... Fac mă medie. Te bate Levi, nu? Cu pagul mă medie. Elișor. Aoleu, te-am pus aseară pe story. Ai vorbit de fast food-uri și o măsăre, băga mea și... S-a făcut o foame. Și eu trebuie să mă duc să mănânc, știu ce am făcut, ce am mâncat azi. Da, ia să mâncat sată de vine, te până, chestii. Nu cred că eu am mâncat mici. Mă, bun și aia, frate. Da, după aia, carne, chestii. Îmi fac și eu pe gumă, îmi bate gigant. Vrei bătăie generală, a? Fă-te pe medie. Nu, răspundeam la un băiat pe chat. Fă-te pe medie. Ai bun. Ce să mă... M-a lăsat ceață în stomac să-mi dau pe bă, ia niște... Cracker Space, niște... chipsuri. Ia să le iau. Schimb de foame, frate, te asigur eu. Alea, astea ce am eu, da, dar nu-s chipsuri, sunt ceva snack-uri. Dacă am o banană aici. Uite banana, coaie, că mi-am luat în bucătărie de când am venit afară și n-am mâncat, eram patru. Mi-am luat azi în... la calculator un fil de banane. I-am zis că o să mă transform mai mult într-o zi. Mă, gata, prostea asta. Nu sunt poți mă zata. Bă, mandarine mâncă, mamă. Mandarine? Mesile să le depășesc pe alea. A, mi-e depășesc pe mama, că nu zic să-i pune asta. Și mi le pune așa în bol frumos și rupte, știi, bucățele. Mamă, că la ei mici să-mi bă pulă. Nu vreau să le pune. Ce foame mi-e. Eu bag banana. Lasă-mă. Să mai vorbiți de mâncărul de alea, că mă duc să încălzesc mazărea. Sincer, dar aș mânca un fast food acum. Mie mai ce am mâncat și era să mă duc. Mie spune. Bă, ce vă place mai mult, Mac-ul sau KFC-ul? Mac. Tu? KFC. Bă, coaie, nu știu cum îți place KFC-ul, nu-l suport. Ai zis la panala, să ne citești dacă el a zis să-i transmit invers. Că trebuie ceva, nu-ți convene oricum din ele. Să știi că nu-mi place KFC. Mie nu-mi place KFC, că bă, nu mănânc picant. Nu mănânc picant. Altfel, ca eu ca da, mănânc picant. Nu-mi place KFC. Nu am preferințe acum. Dacă am poftă de ceva din partea alaltă, mă duc și mănânc. Și nu am... Depinde de ce am chef să mănânc. Pe mine mă nebunesc. Nu știu, iar de la Denis am luat-o, de la Mona. De la Mac Combo, frate, ții. Câte combo braid, mă, încă te doare patina. Cum de-ai numit niște bani și mănânci ce vrei și cât vrei? Sau cum e asta? Nu, no, la combo mănânci două McWishuri din hamburgerian din ăla și o alegere, un suc sau niște cartofi prăjiți. Și, de exemplu, dacă te pui să mănânci 10 comburi, ții 10 hamburgeri și la fiecare ții ori cartofi, ori suc și ții 5 suc, 5 cartofi prăjiți. În Italia și în Spania nu lăsa asta, cred. Aici, da, aici îți dau un pahar de suc și te duci tu să-ți iei suc de câte ori vrei. Da, astea. Lui Levin îi place pizza, scuze.
Unde stai? În Spania. Cât dai? Ce? Ce? Cât dau ce? Nu, nu, m-a întrebat. Ah, m-a întrebat ce. Aici. Scrie susugă. Te audă, cred că e pe live. Sugio. Sugio. Eu sunt punk. Bă, asta nu mă aude, mă. Stai. Îmi pare rău, așa. Ia, fii atent, spune-mi, Pavi. Nu ia pe lângă să mă pe e bus. Prostule, dacă vin pe contul mic, te țin cerc. Nu fi prost. Nu mai vrei să farmezi dreapta. Ce cont ai, mă? De 37. Periculos? Periculos, ai un om. Da? Bine, mă, prostule. Da, bat pula. Bă, de ce îmi cere codul pe Ninja? Ha? De ce îmi cere codul pe Ninja? Eu uite, mă, 200 ca schimbă. Așa e codul? La dă-l-n pula, că nu mai intru. Bă, dar l-ați întrebat vreunul pe Levin cât dă, sincer. El dă 156, asta nu ne interesa, bă, sincer, nu te-am întrebat. Ce vrea să bonuseze Raul de pe chat? Își-a cumpărat 200 că schimbă. Să-și facă pumnalele. Cu media. Cele de mai devreme? Nu, alea cu de 30 cu media. Vrea să-și facă fel. A, cel de mai devreme era alt băiat. Nu a trecut de 440k, mă, prostule. Când dădeam eu 167k pe farmer, tu încă îți făceai, încă băteai la aia zi, la King, fute-te în gură să te fute farmer. Chiar, bă, cât mai e Kinga? Cât mai e Kinga? Nu știu, puțin. Ai văzut ce-o scris? Da. Asta da, m-am marcat. Prost, le cumpăr. Cumpăr bani. Cumpăr contul meu, prost. Numai, de data asta, facem... N-am mai ce vreau. Nu tu se înseamnă pe storii. Mă sete. Du-te să iei corona. Doamne, chiar poate lembă. Las că-ți aduc eu, când vin. Corona de Italia. Ciao, ragazzi. Da, e periculoasă, m-a luat fa-n culo, m-a chicat să fai. Trei, bă, samba, până mă culc. Bă, dar ce înseamnă ceau, ragazzi, că eu vă știu dintr-un videoclip. Ceau, frumos. Ceau, băieți. A, da? Ceau, băieți. A, bele. De ce formezi pe fermecată și nu beta? Ceau, frumos. Ceau, băieți. De ce formezi pădure fermecată și nu beta? Formezi în pădure că am nevoie de schimbă bonusuri și aici pică 75 și în beta pică 50, parcă nu? Bela era frumoasă, nu? Da. Da. Tu să-i bea. Îl știți pe ăla cu capra care mesteca gumă și punea șapcă și ochelar la capră? Italian ăla zice mereu, ceau ragazzi, și se vrea el pe noroc când mai ales când vedeam și capra aia, muream. Da,
ăla cu, la început când a fost cu coronavirusul ăla, ce era român și trecea ăla pe bicicletă. Ah, cu... Da! Salut, băieți! Mamă, cu aia mă încăca pe mine, ești prost la ăla. Sau nu știu cum le-a zis, mă. Nu, mă, era ăla. Unde te duci, mă, cu coronavirus? Și a, mamă, ăla era... Residențul? Nu, pe ăla nu știu. Ești prost. Eu cred că vrei să ieși de moșul ăla care trece printre polițaie și... Și a zis, seara bună, mă, băieți, sau ceva de genul. Băi, ești prost, l-au dat într-unul tren acum, la nenorocit. Unde? Bă, seara. Nu știu dacă seara asta sau aia de seara, o zic că i-au găsit mâna, nu știu unde, era tot rupt în gură. Ateu, la omor? Între Belin și... A, da, la omor? Nu? Dacă o mână într-o parte și restul în alta, zic și eu. Bă, nu, întreb și eu, mai există și cazuri din asta. Au zis că l-au sfurtecat, deci prost, nu mai era nimic, adică era numai așa. Dar bă, eu nu înțeleg pe ăștia, mă. Cum pula mea de tren peste tine? A doua, ai dormit pe șina de tren? Ce dreptă? Și eu am pus că se spumoare de la cuțină. A, asta da. O căci că... Ce întâmplă și să fie din accident? Eu nu înțeleg. O, bă, cum vine trenul și nu vezi, am frate, nu e... Exact, cum pula din accident, de un morții. Zici că vine liftul, ce drept, la bancurile alea. Da. Te-am pus azi iară pe story, aoleu! Treaba băiatul ăsta, de ce farmezi în pădure fermecată și nu în beta? Am răspuns. Ah, ah, n-am băiat să... Bă, am zis că pun poză pe Insta. De ce prost misi n-am mai pus? Ce poză, păi? Noduri? Da. Una șmecheră, e așa... Șmecher, ai, e șmecher, ce sunt? Dacă ți-o trimite crucești. Vreau să-ți trimit? De aia-ți mă și tu câine și pui și tu story cu câinele tău. Ce faci? Ce faci în ciud, bără? Cu Denis. Îmi bag pula de știu unde ai cu poileți. Dar bine, fără cu cazul ăla, știi? E șmecher, așa e, ești prozit că e stank. Mai degrabă e un story. Un story? Mm. Bă, dar nu spui tu mie ce să fac, ești prost. Ha, he! Nu te drău, că nu-i auzi. Pe ziar l-ai spărat. Ce faci tu-n seama? Ce ții șoc, să... Na, ce? Spune. Excuse-mi și mie, care e faza cu George Floyd ăla, ce că chiar nu vrei? Păi le-a omorât un polițist. Ah, da. Păi? Le știu eu povestea, că am citit treaba despre ei. Ei lucrau și la la un test, la un club. Polițistul gen mai avea un job. Știi? Când era în timpul liber, era pe acolo, la clubul ăla, pula mea. Așa, ăsta... Freud sau cum îl chema ăsta, vindea țigări, cum vândă ăștia la negru. Și cred că din clubul ăla gen s-au certat, nu se cunoșteau așa bine, știi? Ei nu s-aveau bine în club, cică, sau chestii din astea. Nu vorbeau între ei. Și, în fine, gen să... Știrea ce am citit eu se referea că ăștia gen afroamericani. Ai zis că sunt anual sunt omorâți de polițiștii. Am zis cu aia, dar așa gen să vă pune, să zic omul că nu poate să respire și tu tot că trebuie că îl jucam în picioare. În fine, nu mai ții minte acum bine. Ești mă, să-i ții genunchi pe gât, ești plus cât de animal să fii, că nu poți să te chemi om până să nu mai respire. Da. Ce pula mea.
Și acum cu testele astea sunt exagerate, că sparg magazine, sparg... Asta deja e vandalism, nu mai protest. Da, da, am văzut și eu. Mi se pare puțin exagerat. Ori e protest, ori... Un restaurant... vandalism. Un restaurant italian... italianesc. Aveau ieșit cu armele în stradă ca să nu se atingă de restaurantul lor și pe ăsta. Băi, ești nebun. Zici că era în film. Dar ce stă ăsta Levin atâta lângă tine? Uite, se plimbă, că zici că... N-ai ce faci. Fabi suge pe plan. Fă-i și o muie, mă, nebunule. Dă-i și o stă emoții la șamancă. La șamancă, la ninjaică. Sunt doar pulă. Tot plin pe aici, ca un coin căldare. Ei dau 2 cape și ar făcut pe ce. Pe hit? Trebuie să-mi fratul meu, poate mă enervez și ți-l iau. Pe hit, Raul? De pe. Sau? Ce? Nu tu cu tenit, cu... Cum dracu cheamă? Cu Radu. Nu cu Radu, că Radu e pericul. Florin, Ionuț. Radu e Levin, prost. Ce zic? Nu! A, Laur, ba da. Laur e pericul. Laur e pericul și Radu e... Radu Ionuț, îl mai cheamă Radu Florin Ionuț, dacă vă zic. Haide, până știi toată numele. Păi îl dam pe internet. Dacă doar așa la mea cu 15 mei de... Și cu negru ăla, gen, s-a întâmplat asta în 2016. De-abia acum lumea s-a trezit, că am stat și m-am gândit. Ce? Care faza? Asta când l-au omorât tot ăla, gen pe 2016 sau acum 6 ani, nu mai știu cum era. Pe da, acum 6 ani sunt. Da. Nu, nu, acum a fost. Acum? A, înseamnă că acum 6 ani au lucrat pe... Da, da, în 2008. Nu, nu mai știu, în 2000... Bună. Ceva de ce nu? Da, am citit și eu că au lucrat împreună. Este... Nu mai știu ce an. Oricum. În fine, 6 ani scrie, da, da. Ceva de ce nu? I-am crezut că asta a fost acum 6 ani și de-abia acum a început vulva. Mă, mă să fac tot asta. Și acum se face și mai groasă. Chestia aia am trimis-o eu pe story pe Insta. E cu grupul Anonymous, care o vrea să dezvelească toate astea, omorile de polițiști, făcute de polițiști și ascunse de stat. Da, da, da. Păi n-ai văzut, mai fost și anul trecut genul 1, omorât într-o parcare. Gen cu focuri de armă și ăla pur și simplu stătea în mașină, atât. Nimic n-a făcut ăla. Și tot așa, mai a fost puțină vulvă și cu ăla. Și nu știu ce, am auzit că Trump și casa regală sunt băgați într-un trafic de persoane sau ceva de genul, știi? Da, și prințesa Diana, care a murit din accident, se zice că a descoperit ceva despre chestia asta și vrea să dezvăluiască. De aia a fost omorâtă și nu a fost un accident. Și ce că Anonymous... Dăm în teorie date și pe mine mai asomnă, v-am lăsat noapte. Ai auzit, bă. Noapte, bă, noapte. Nu, zic. Ce vrea, bă? Că și eu l-am auzit. Am auzit că face la... Hai, dracu, hai, nu. Mă duc că dăm una reprezentă, să observați. Se umple lumea de politică, e corect. A murit o ceară când iată s-au activat toți anti... Da. Bă, dosărie toți. Aia au fost, dar să zicem că a fost punctul culminant. După, na. Da, sunt toate teorii, cine dracu le știe, eu vă zic ce am citit pe net, ce am citit, ce am auzit. Și ce au zis ăștia de la Anonymous. Și eu citesc toate porcările și... Na. Bine, nu cred toate, dar chestia asta cu Anonymous chiar le mai țin așa deoparte, știi? Chiar îmi place grupul ăsta de hacker. Da, și eu trebuie să-mi fac Facebook din nou, să mai stau pe grupuri, chestii din astea, să citesc, că eu citeam în fiecare zi toate porcările astea. Da, e normal, dar chiar a fost omorât în mod crud. Da, nu știu cum să zic, că s-a cerut și să... Frate, nu mai respir, lasă-mă. Eras pe jos, ai în cătușe, ce pula mea să-ți mai fac? Și ăla gen stătea cu mâna în buzunar și cu...
genunchiul pe gâtul lui. A fost prea dus la extrem. Omul era încătușat, deja și a tot stătea genunchiul și îl ținea apăsat, știi? Da. Și gen, aia chiar a fost punctul culminant, că dacă nu se întâmpla asta, tanii știi că tot așa era lumea. Gen, dacă ăla, să zic, că l-o mora în mai alt mod și nu așa de crud, cred că tot așa se ajungea să fie. Să nu se ajungea la proteste și chestii. Da. Rămânea tot ascuns cum a fost cu tot restul. Da. S-au și lăsat filmați de alții. Oricum aveam un cotru, ce să fac? Oricum, poliția, nu știu, din America și abuzează mult. Da, asta încearcă să oprească abuzul, dar într-un fel mi se pare ok sau nu prea, din cauza că toți au permis de armă. Toți poate să-și cumpere o armă. Asta vreau să zic și eu. Nu știi niciodată ce te așteaptă. De asta acționează și poliția. Ai văzut, dacă faci o mișcare greșită, poliția a scos și pistolul și a tras direct în tine. Ai văzut? Dacă... Da. Nu știu, vreo mișcare brusca. Am văzut multe videoclipuri din astea. La noi se cere buletinul. Și te duce la post. Da, și îți dă drumul peste oră. Da. Da, nu e nici primul, nici nu cred să fie ultimul, adevărat. Da. Vezi, s-a activat chiar rău, să zic așa. N-ai zis câteva. Dacă Anonis scoate ce o zis că scoate, eu zic că o să ajungă la război intern în America. Între civilizație și poliție și stat. Un război civil. Asta ar putea, nu e greu pentru aia. Dacă chiar scot ce-o spus că scot. S-au activat turcii. Deja. Îți dai seama Pakistanul acum ce fericit sunt. Știi la ce mă refer, nu? Gen și... Siria sau care... Ce? Nu s-au dus americanii, Siria sau... În amândouă, nu? Și Pakistan și Siria s-au făcut război mărților. Oriunde ar trecut, ar făcut. Dar gen ai... Ai iurea. Nu, dar sigur, dacă Anonymous scoate ce-o zis că scoate, s-a dus pe pula America. Mai ales cum sunt toți influenceri, toți ăștia. Mai tare în ei, m-a declarat, nu este ea din casă. Bă, n-ai de unde să știi cum se activează lumea și cum îi. Nu, n-ai cum să știi, dar... Asta e numai o, cum să zic, o idee, nu-i nici. Vreau seama că nu o să fie, cum zic. Dar o să fie foarte grav dacă chiar zice, dacă se adevărește ce-a zis Anonymous. Mai ales acum lumea, că funcționează doar pe internet, n-ai văzut toți influenceri, toți ăștia. O să fie greu. Na, internetul e acum. Da, aia care, adică fac ce fac, le permite Trump. În momentul de față, da. Adică am văzut deja au început să tragă în lume cu... din alea, lanță de gumă. În protestanți.
Da, atras. Am văzut la unul pe Insta, lor. L-au împușcat în spate și are o dita mai gaură. Făcut. Dar îți dai seama că dacă Trump se impune sau chestii în asta, să iasă rău. Oricum o să iasă rău. Nu prea văd. Numai dacă Trump acceptă să schimbe, să facă. Că dacă nu, o să iasă rău oricum. De aceea o să bage și ONU, o să fie o grămadă de chestii. Noi nu... Nici nu trebuie să ne dăm cu idei câte impostaze au ei, de ales. Zece, 20, 30, 40, fac 50.000 de schimbă și tai, cred că. Acum o să vedem ce o să fie. Să participăm și noi cu vedere. Iarăși printre noi să faci din flori strigoi, să lași copaci să strige goi, vrei iar să-mi umpli cerul de noroi, să aduci ploi din sori, să tuși nizori din ploi, să faci apoi nopți din zori și zări de sloi, vrei pământul să-mi despoi, vrei umbra să-mi zupoi, ai tăi moroi să-mi strivească ceasul, vor lumina să-mi sugrume, tu de ce-i lași să mă trăvească glasul. Acoperă hărmăla aia ta ruginită, ziua închide ochii e grăbită, țipă vântul, rage cerul, urlă marea, mocirla-i fericită, se neacă-n vorburi vadul, în viforul vie, vacarul din garduri, valea-i în vrie, țintă ca bardul, vezi moartea-n vie, viu e doar bradul, că iar gost alb, ne acoperă morții, lași focul să pâlpâie la marginea bolții, timpul să ascută, soarele colții, să ascundă tăișul, nu gândi. Hold up, hey, oh my nigga, we thinking we saw, we don't give a
Cum îi zice, lama nemere, lama razador și mai era una, lama joton? Da. Asta câte zile are, 10? Câte? Ce? Aia joton? Da. Ești fericit? Foarte fericit, foarte fericit. Mersi. Mergi și mergi aceea de 1 versus 1. Ninja, bun, bun. Nice, nice. Ce ai pus pe aceea de 1 versus 1? Travă, semi, viteză de mișcare pe mânar, săgeți. Ok. Viteză de mișcare te ajută așa mult? Da. Aș pune și eu pe ăla mic. Încă mai farmezi eu? Mi-am luat acum, sunt map 2. Mi-am luat o lamă în MR. Ăsta joton. Și o bonusez. Ce mănâncă astea? Nu fii cum așa atac de loc, mă. Nu așa atac, doamne. Nu se mai simte după 200. Ah, ok, așa măcar.
știi? În casă stinger, sunt sătul să-l spăl pe pinghi. Caut cu ei, dau ciocane, bat la geamuri stinghi. Până vin zombi să mănânce lobby, ascult maceta. Tainei ca mișon, pun dijon pe panceta. Cornișon la mijon, e rețeta de la braci. O știi dreptat și tacetil s-a ridicat. Cum să fie 5-5? Păi de-aia e stat așa, mă, să-ți face. Sunt tank, Florin. Ești tank. Dacă n-ai dat like, nu ești tank. Radule. I-am dat 18k ce vrea, fără critică. Ce mai ți apare dacă îți dă cineva follow în Instagram sau unde? Nu, nu, pe... pe... e sub-ul la... eu zic follow, așa mă obișnuit. Ah, așa... ok. Cum am fost pe Twitch. Tu de ce n-ai continuat acolo? Acolo am pe italian. Pe italian mai mult. O să mă bag pe Valorant acolo. Valorant. Mâine îmi dai cine și ca schimbă. Abia am făcut. Să o încerc. De ce de câte schimbe am făcut? Deci am făcut 10, 20, 30, 45 de mii am făcut pentru mine seara asta. O să fac și ție mâine seara. Te-n gură. Stai să oprim muzica. Am eu 70k de vânzare. Nu le vini, dau gratis. Nu știu că ți le cumpăr la 100 caca dacă vrei să-i dădeai la 100.
Nu vrea nimeni fragmente K3, am 5K, dă-mi-le mie gratis. Îmi bat fără pet. Aaa, mi-a murit petul. O să ții tu. Rip. Bine, să merg mapul. Îmi dai mie gratis să fac boșe. Că am mulți în țar pe aici când am împățit. Nu iau musca asta. Parcă o mai stau, ia ok, 2:30. Parcă m-am format ceva. Am făcut 400 de chei. Mai e și o muscă, na, m-am făcut echipă. Pe ce numai eu? Asta-s mai enervant. Că pe asta le prind. Sunt țară nu prea prind, că e mic. A, la ora asta nu mai stau să prind și muște. Faci bani, faci.
Eu ies mai tenis, nu mai. Ieși? Ieși și eu imediat. Hai, da. Și tu ai zis, mai stau o jumătate de oră. Da, trecut jumătate de oră. La unu ieși sau la pe... La două am zis că ies, da. V-am lăsat copii și eu. Noapte bună, mersi că m-am susținut până acum. V-am pupat, ne vedem mâine seara, cred. Un alt live. Tot pe canalul ăsta, că pe principal nu pot. Deci, ne vedem mâine seara. Noapte bună. Noapte bună.